Bună ziua, suntem la pensiunea Heraclea și astăzi vă pregătim o lachierdă. O scrumbie marinată, pescarii lipovenici lachierdă. Fiind primăvară, este nelipsită. Este delicatețea primeverii. Și într-adevăr, ea este curățată. O tăiem. Ia uitați ce frumoasă este aici. Avem avantajul că la noi se prinde scrumbia tot așa la mare. Mult timp nu am crezut, dar scrumbia prinsă la mare este mult mai bună. Datorită faptului că nu e atât de grasă, nu-i grețoasă. Așa, tăiem scrumbie și o băgăm, îi punem sare. Scrumbia merge foarte bine și afumată. E o delicatese. Așa. Acum îi dăm sare. Pentru marinare de lungă durată, normal trebuie să stea o zi, două la sare. Dar noi o pregătim pentru câteva zile și este suficient să-i dăm sare timp de o oră, două. Cât de multă? Așa, o lăsăm o oră la sărare. După ce a stat două ore la sare, scrumbie, o clătim de sare. Se clătește până iese zeama limpede. Se vede, da? Ce mai avem nevoie aici? Avem nevoie de piper. Foi de dafin, oțet. Asta e important să știm. Dacă punem o apă de la robinet, trebuie să neapărat să le fierbem. Dacă punem o apă pură, o apă plată, o apă de izvor, nu mai trebuie să fierbem apa. Proporția care o folosim nouă și ne e bine, pe termen scurt, 15-20 de zile, putem să facem o parte oțet, două părți apă. Dacă vrem să ținem marinata vreo două luni, atunci poate fi și una la una. O parte de oțet, o parte de apă. Deci le punem apa. Noi am folosit apă plată. Da? Și mai trebuie să punem un pic de sare pentru marinată, pentru lichidul. Că la sare, la pește am pus. Asta. După câteva ore se poate servi. Și pentru mine scrumbia la grătar o mănânc o dată de două ori, de trei ori cel mult pe primăvară. Dar o lachierdă, o marinată sau o scrumbie afumată aș mânca și dimineața și prânz și seara. Atât de bună este. Vă dorim poftă bună!